Deci tema. Tema pentru acasă, clasa a șaptea, geometrie. Da, da. Problema 7 de la pagina 163. 7 de la? 163. 163. În ipoteză avem în dreptunghiul ABCD. A, B, C, D, dreptunghi. A e perpendicular pe DB. A e, da? Da. Perpendicular pe DB. DB. Cu E aparține lui DB. Da. Sinusul unghiului ABD. ABD. Egal cu 3 pe 5. 3 pe 5. Dacă A e... Mai adăugăm aici. Da, da. A e 24 cm. Să se afle în concluzie aria și perimetrul dreptunghiului. Aria. De ABCD și perimetrul. A, B, C, D. Și perimetrul lui A, B, C, D. Aria și perimetrul cu ce este egal. Deci e vorba de un dreptunghi. A, B, C, D. Avem sinus de AB. O secundă, da, AB, e CD. Perpendicular pe D. D e perpendicular. A e. A e. Pe D, B. Da. Adică duc diagonala. Exact. Și A e perpendicular pe D, B. Iată aici. E. A e perpendicular pe D, B. Și sinusul unghiului A, B, D, da? B, A, B, D, ăsta e. Da. Bun. Și A e 24. Și că A e, asta este 24. Da. Asta. Unghiul A, B, D, egal cu... Unghiul A, B, D, egal cu unghiul A, B, E. A, B, D. D. Egal cu A, B, E. Egal cu A, B, E. B, E. Da, este același unghi. Și da? Dreptunghiul A e B dreptunghic, sinus de sinus de AB. Deci în triunghi, Mirna, trebuie să spune, în triunghiul A e B. A e, A e B. Sinus de unghiul B. Da, B egal cu 3 pe 5. Egal cu cateta opusă A e. Egal cu supraipotenuză. A e supraipotenuză AB. AB. Și egal cu 3 pe 5, nu? Și egal, da. Și A e, știm că este 24. Deci 24. Supra AB. Și atunci rezultă că 5 ori 24 egal cu AB ori 3. Deci AB de aici egal cu 5 ori 24. Și atunci AB egal cu 5 ori 40. Da. 8, 5 ori 40. AB egal cu 40. Putem să-l aflăm pe EB. EB îl putem afla. Bă. Da, și poate. Spune dacă ne trebuie. Dar la cine ar trebui EB? Păi aria dreptunghiul egal cu L ori U la L mare ori L mic, parcă. Da. Și avem AB-ul am aflat-o, 40. Și lățimea trebuie să mai aflăm. Așa. Avem AD. AD de unde o să aflăm, cum să o aflăm? Deci abia acum o știm, Miruna, nu? 40, poți să pun 40, da. Că poate e în ochiul meu. Ar trebui DB-ul. DB-ul. Da. Și putem să-l aflăm pe EB. Cum? Păi din teorema lui Pitagora, în ABE. Corect. Și deci mai aflăm pe ED. Am mai, deci teorema lui Pitagora, da? Mhm. Zicem. Da, stați puțin, să vedem dacă puteți să-l aflăm și pe DE. L-am aflat pe EB, pe DE, da? Cu da. DE cum crezi că l-am aflat? Da.
de A triunghiul de A, nu știu, numai A e 24, da? În triunghiul de AB, iarăși ne trebuie AB și AB. Dar ce este AE, Miruna? AE ce este? AE înălțime. Și de unde e dusă? Din A? Care e un drept. Da, deci AE de A doua e egal cu 2 ore B. Exact. Și cum e B am aflat-o, aflăm și pe DE. Da? Și primul, dacă știi pe tot de B, vom afla pe ea D-ul rapid. Da. Da? În triunghiul A e B. Deci în triunghiul A e B. Din teorema lui Pitagora. Da. Rezultă că AB la a doua este egal cu AE la a doua plus EB la a doua. AB la a doua 40 la a doua egal cu 24 la a doua plus EB la a doua. 40 ori 40, cred că e 1600. AB la a doua egal cu cât ai zis? 40 la a doua. 40 la a doua. Da, 1600. Deci, și 24 la a doua, trebuie să spui, nu? AB la a doua egal cu 24 la a doua plus EB la a doua. Plus EB la a doua. Și 1600 egal cu 500. Deci e B la a doua, Miruna, e B la a doua egal cu 1600. Minus? Minus 576. 576. Și face? Și e pe la 1024. 1024. 3 care e egal cu radical din 1024 și egal cu 32. E B egal cu 32. Da? Deci egal cu... 32. De unde e B, simplu, egal cu 32. 32. Și dacă e B, o știu de 32. În triunghiul de AB, în triunghiul de AB, dreptunghic, care este unghiul A din 90 de grade, măsura lui A egal cu 90 de grade, și atunci... Rezultă din teorema înălțimii că A e la a doua, A e la a doua egal cu 2 ori B, A e la a doua egal cu 2 ori B, adică 24 la a doua egal cu 2 E ori E B 32, 576 împărțat 32, 2 E ori 32 și 2 E egal cu 18. 2 E egal cu 18. Da? Din 24 la a doua cât faci? 576? 576 supra 32 și face? 18. 18. AB egal cu DE plus EB. Nu AB. Ba da. DB. Deci DB egal cu... DE plus EB. Rezultă că DB egal cu 18 plus 32, 50. Și acum ne ducem în triunghiul DAB. În triunghiul DAB. Teorema lui Pitagora. În triunghiul... DAB dreptunghic. Așa. Rezultă din teorema lui Pitagora că DB la a doua, adică 50 la a doua. 50 la a doua, punem de la a doua, da? 50 la a doua. Egal cu DA la a doua. 40 la a doua. Nu, DA la a doua. De la neștiută, da. Da, plus 40 la a doua. Plus 40 la a doua. 50 la a doua e 2500. Minus... Deci, DA. De la pătrat, va fi egal cu 2500. 500 minus 1600, egal cu 2 la 2. Egal cu 900. Adică de la e 30. De la egal cu 30. Bun. Acum trebuie să aflăm și perimetrul și aria. Tot. Rezultă că aria lui ABCD egal cu L ori latura ori lungimea și egal cu 30. Ori 40 și egal cu 1200 centimetri pătrați. 1200 centimetri pătrați. Și acum perimetrul lui ABCD, adică 80 plus 60. De 230 plus 240. Da, 80 plus 60 egal cu 100... 80, ai zis? 80 plus 60 egal cu 140 centimetri. Terminat problema. Ce a fost aici? Sinusul ăsta a pornit problema, dar pe traseu ce probleme ai făcut? Sinusul ți-a permis... Acolo cu înălțimea. Da, înălțimea. Deci sinusul a permis
practic să aflăm pe AB, că știam că atâta opusă. Am aflat pe AB, după ce am aflat pe AB, am aflat pe EB, odată ce știu pe EB, am putut să aflăm pe terenul înălțimii, deci totul a fost pornit de aici. Deci vedeți, toate lucrurile deja făcute sunt de mare folos. Nu se știe când. În probleme diverse care pe care le întâlnim. Și acum să vedem altceva. Problema 8. Da. 9. Problema 9 de la 163. În ipoteză avem ABCD rom. Deci 9, da? Da, da. 9 de la 163. În ABCD. ABCD rom. ABCD rom. Rom. Tangenta unghiului CAB trei pe 4. Tangenta unghiului CAB 3 pe 4. AB egal cu 20 cm. Să se afle în concluzie lungimile diagonalelor AC și BD. AC și BD. Și BD egal cu ce? Da, deci un romb. Cel mai bine era să duc cele două diagonale întâi și atunci stau. Dacă am grijă să duc două triunghiuri sosciele. Deci, unghiul CAB, e 3 pe 4. CAB. AB, CD. CAB. Adică unghiul ăsta. Tangentă. Dacă avei 20, toate sunt 20. Sigur că da. Tangenta înseamnă... Deci, se mătuși în triunghi. CAB, în triunghiul CAB, tangenta... CAB, e dreptunghi? Stai un pic să văd, mai întâi să vedea că mai ieșim în tangenta, așa apoi... Da, 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 trebuie să duci tangenta într-un triunghi dreptunghi. CAB. O să vedem. CAB nu-i dreptunghi. În OAB. Așa, da. În OAB. OAB, unde aici e 90 de grade. Tangenta lui CAB e cateta opusă pe cateta alăturată. Uite, domn profesor. Da. Deci CAB va fi egală cu... CAB va fi egal cu cateta opusă, adică OB. Demonstrația. Într-un unghiul. Într-un unghiul. AOB. Zice măsura unghiului. Măsura unghiului AOB egal cu 90 de grade. Corect. Rezultă... A, nu. Tangenta unghiului CAB. Tangenta de CAB. Egal cu 3 pe 4. Egal cu OB. Și rezultă că tangenta lui CAB egal cu... Și rezultă că 3 pe 4. OB. OB supra AO, OB, nu? Da. AO. AO. Noi îl știm pe AB, OB supra AO. N-am venit aici. N-am venit. Deci echivalent aici, cum ar spune că de 3 ori AO, 3 AO la 3 AO egal cu 4 OB, nu? Da.
tot mizul era pe chestia. Da. Între unghiul avem AB egal cu CB, deci AB cu isocel. Și da. Noi știm că măsura lui AB cu e de 90. Nu? AB cu? Nu. Nu-i dreptul indicatul, n-ai niciun motiv într-un loc. Nu degeaba știi și pe... Nu degeaba știi pe AB. Da. Vezi o legătură între AB și AO și OB? Avem o legătură între AO și OB. Păi AB la 2 egal cu AO la 2 plus OB la 2. Deci adăugăm de sub AB la 2 egal cu AO la 2 plus OB la 2. Și de aici te înlocuim și vom avea. 3 pe 4. Nu, păi, în loc de AB, pune pe testa 20. 20 la a doua egal cu AO la a doua plus OB la a doua. Și pe de altă parte avem că 3 AO sau AO, hai să scoatem, AO egal cu 4 OB pe 3, nu? Pe 3, da. Și locuim sus. Și vom avea 20 la a doua 400 egal cu 4, 16 OB la a doua pe 9. Da. 16 OB la a doua. Plus OB la a doua. Și urmează. Și 400 egal cu 16 pe 9. 4 ori 9. Nu, amplificăm OB-ul cu 9. Da. Deci OB cu 9. OB era 2 cu 9 și 400 cu 9. Da. Și avem 9 ori 400 egal cu 16 OB plus 9 OB la 2. Da. Și atunci 9 ori 400, 3600. 3600 egal cu 16 OB factor comun. OB pe lângă 16. OB factor comun de unde? De acolo. Păi 16 OB și cu 9 OB, 16 metri și cu 9 metri, 25 metri. Da, acolo a fost 16 și cu 9, 25, da. Și de OB pătate de acolo. 3600 egal cu OB. Deci OB e cam cu 3600 rezultă că 3 cu 12 se duc, AO egal cu 14, AO egal cu 16. Atunci AO nu egal cu OC și DO egal cu OB, deci DO e tot 12. Știm că într-un romb, ce este rombul? Diagonal este jumătățesc, cu paralelogramul. Mhm. Uh-huh. Spre 2, 3, 6, 6. În diagonalilor vor fi AC egal cu AO plus OC și egal cu 16 ori 2 și egal cu 32 și DB egal cu DO ori OB și egal cu 12 ori 2 și egal cu 24. Cine se egală aria? Aria unui romb e diagonala 1 ori diagonala 2 pe 2. Corect. Adică 16, nu, 32 la 2. La 2. 32 ori 24 supra 2, adică... Simplifică. 32 împărțit la 2, 16. Dar de ce împărțit la 2? Păi că nu era așa. Dar de ce? Miruna, am mai spus uneori, memoria ne joacă feste. Că aria la toate triunghiurile e aceeași. Uite că dacă duc așa pe aici paralele,
transform rombul ăsta într-un dreptunghi. Și atunci cu cine este egal area unui dreptunghi? Lungimea, lățimea. Adică lungimea, care e diagonala asta, o lățimea, care e diagonala a doua, și împar la doi pentru că rămân triunghiurile astea patru pe afară. Numai patru le prind. Într-o jumătate dintr-un dreptunghi. Adică vreau să înțelegeți, așa v-am arătat când am vorbit atunci, vreau să înțelegeți bine chestia asta, că s-ar putea ca la un moment dat să zicem, să uiți supra 2. Diagonala 1, diagonala 2. Și tu zici, neapărat împărțirea 2, că urma jumătate din afară. Da? Asta aveau. Bine. Nu ți-o problema? 12 de la pagina 164. Deci 12 de la 164. Da. ABC de trapez. Deci în ipoteză. A, B, C, D. Trapez. AB paralel cu CD. 12 de la 164. AB paralelă cu CD, nu? Da, măsura unghiului BAD. Măsura lui BAD. AD egală cu măsura lui ADC. Și egală cu 90. AD egal cu 6. Centimetri. DC egal cu 6 radicali din 3. BC, da? DC. DC. 6 radical din 3. Cotangenta unghiului ABC, radical din 3. Cotangenta unghiului ABC. De ce? Dar cu radical din 3. Da? Să se afle area și perimetrul trapezului. Area lui ABCD. Și perimetrul. Și perimetrul lui ABCD. Facem un trapez. Da. Trapezul surcelor are B, A, D, nu, nu, nu luăm trapezul surcelor. Păi cred că e dreptunghic, că vă caleți măsura lui B, A, D, egal cu măsura lui B, A, D, C. A, da, e dreptunghic. Deci asta ne... Avem informația asta. Da, da, da. Trapezul nici, nu-i puteți. A cu D. Deci A. B, C, D. AD-ul este știut, 6 cm. B, DC-ul, baza mică, 6 radical din 3. Și cotangenta de ABC, de A, B, C, cotangenta unghiul ăsta, e radical din 3. Pare a ști unghiul? Că e radical din 3, radical din 3 e un număr a care cotangenta o știu. 30 de grade, da. 30 de grade. Deci A, B, C, 30 de grade. Da. Asta e informația care dă prin cotangenta. Deci C-ul e 150. Atunci C-ul este 150 de grade, sigur că da. Deci 90, trebuie să fie așa. Aria, aria. Păi aria egal, aria unui trapez, baza mică, ori baza mare, plus baza mare, o înălțime spre 2. Corect. Trebuie să mai aflăm AB-ul. Sigur că da. Și la perimetru și BC-ul. Da. Duce din C, da? Duce din C o perpendiculare. C prim. O să avem 6 radical din 3 aici acolo. Asta e 6 radical din 3. Da. Ce ce primi 6. Ce primi 6, că este da. Așa. Ce primi 6. Deci ducem
Păi cateta au pus unghiul 30 copii? Cateta au pus jumătate de copii. Adică ecuarența e dublu catete. Adică CB egal cu 12. Trebuie să aflăm pe C prin B. Da. Demonstrație. Hai să zicem. Am trebuit să scriem poate să le-am. Poate scrie, da. Ducem CC prim supra... Nu, nu. Plecăm la cotangent. Tangentă. Da, bine. CC prim e bine. CC prim perpendiculară pe... CC prim perpendiculară pe AB. AB. Cotangentă... Rezultă că măsura lui CC prim B este 90 grade, nu? B egal cu 90 grade. Rezultă că A C prim C D dreptunghi, A C prim C D dreptunghi, rezultă atunci că A D este C C prim, toate acestea le scriem, da? A D egal cu C C prim și egal cu 6, iar D C este egal cu A C prim, 6 radical din 3. Poate între unghiul CC prim B, CC prim B, în care avem în paranteză măsura lui C prim egal cu 90 de grade și afim, fiindcă știm cotangentă de B egal cu radical din 3, rezultă că B egal cu 30, unghiul B egal cu 30 de grade. Și CU de 60. Și CU între unghiul respectiv, da? CU ar fi de 60, pare. Iar C, măsura lui C, să zic așa, egal cu 60 de grade. Măsura lui B 30 și acela 60. Și acum, dacă aplicăm sinus de 30 de grade în triunghiul, deci în triunghiul CC'B, sinus de 30 de unghiul B, egal cateta opusă, CC', supra ipotenuza AB. Echivalent cu B-ul cum e de 30 de grade, sin de 30 de grade apare, sin de 30 de grade, care este 1 pe 2, egal cu CC prim supra AB. De unde rezultă că AB va fi egal cu 2 CC prim. Și egal cu de 2 ori 6 și egal cu 12. Deci AB egal cu 12. Nu AB, atâta o opusă supra CB. Nu m-a lăsat să greșesc, supra CB, supra ipotenuză, CB, da? Sin de unghiul B, egal cu CC prim, supra BC. Da, ipotenuză. Deci 1 pe 2, egal cu CC prim, supra... BC. BC. CB. Da. Și de aici CB, CB de 2 ori CC prim, 2 ori 6, 12. Am găsit asta, 12. O găsesc și pe C prim B. C prim B. Dacă aplică C, ori Pitagora, ori așa, ori dacă nu, cosinusul. Cos de 30 de grade egal cateta alăturată supra ipotenuză. Iată, cos de 30 de grade, cos de 30 de grade este egal cu BC prim, BC prim supra BC. Echivalent cu cos de 30 de grade este că sin de 30, de 60, radical din 3 pe 2. Da? Vine radical din 3 pe 2. Egal cu BC prim, nu știu, BC prim supra BC, care e 12. De unde rezultă că BC prim va fi egal cu 12 radical din 3 pe 2, 6 radical din 3. Nu? 6 radical din 3, prin Pitagora tot acolo ajungeți. Și acum, dacă asta e 6 radical din 3, toată AB, AB este 6 radical din 3, plus încă o dată 6 radical din 3, și face 12 radical din 3.
este AB. Deci eu știu înălțimea. Deci pot să aflu area. Area trapezului ABCD egal cu baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2. Baza mare e 12. Vorbești de urmă? Sau o antare să o zic, te rog. 12 radical din 3 plus 6 radical din 3. Da. Totul de mulțit cu 6. Da. Supra 2. Și egal cu? Simplificăm. Cam, și mai rămâne 18 radical. 18 radical din 3. Ori 3, da? 54, parcă ar fi. 54 radical din 3 cm pătrați. Și cum o deci noi aflăm perimetrul. 6 plus 6 radical din 3 plus 12, 18 plus 6, 18. 6 plus 6 plus 12, 18. 18, da. Plus 3, plus 18 radical din 3. 6, 6 și 6 plus 18 radical din 3. 18 când am radical din 3 plus 1. Asta am aflat și perimetrul. Toate lucrurile au fost clare. Da. Care a fost ideea? De unde trebuia pornită problema asta? De unde ce ce prin pe AB. Ce ce prin de acolo. Dusă, totul se desface, apare triunghiul dreptunghii. Am putut reacționa. Deci totul este la îndemână. Și mai avem o problemă, 14, da? Pe bine, atât? Da. Da. Hai să facem și cu 7, după dacă mai avem. Cu 6? Da. 7. Cu 7 l-am făcut. 7 l-am făcut, 6, da, da. N-am zis să o facem pe asta, pe 14, da? Băi, ți-a rămas cum astea. Tisa, vreodată? Te rog, problema? Problema 14, 264. În trapezul isoscel ABCD. ABCD. Trapez isoscel. AB paralel cu CD. AB paralel cu CD. De ce egal cu 20 cm? De ce egal cu 20 cm? AB egal cu 68 cm. 68. Sinusul unghiului ABC egal cu 5 pe 13. ABC, da, egal cu? 5 pe 13. 5 pe 13. Că se află aria și perimetrul trapezului. La problema aia de la test, care era cu aria, se putea face și prin triunghiul asemenea. Eu nu mai țin minte, îți dai seama. Nici eu nu mai țin minte. Se putea face și pentru unghiuri asemenea? Gănesc. Probabil că acolo era vorba de aflat un element acolo care era necesar pentru aflarea arii. Da? Bine. Hai să vedem aici. Ce se cere? Cred că... se cere area la ABCD și perimetrul la ABCD. Ce înseamnă un trapez isoscel la Ronca? Adică are laturile necongruente. Neparalele. Neparalele, congruente. Deci laturile neparalele sunt congruente. Asta.
A, B, C, D. A, B de 68. DC-ul este de 20. Ce ducem repede ca să... Ducem din D și din C. D prim și... C. Trunghiul DA de prim e congruent chiar cu trunghiul C, C prim B. E congruent fără deci, 20 o să avem B prim, C prim o să fie 20. Da. Iar 48 pe ța 2, A de prim 24 și C prim B 24. 24 și 24, da? Da. Putem știm sinusul ABC. Sinusul ABC. Aici, da. Da. Sinusul e cateta opusă pe ipotenuză, adică C prim pe CB. Deci zicem sinus de demonstrați. În triunghiul, demonstrați. Fie mai întâi D de prim perpendicular. D de prim și D de prim perpendicular să scriem, D de prim pe AB și C ce prim perpendicular pe AB. Cum sunt D de prim și C ce prim dacă sunt perpendicular pe cealaltă? Paralel. Deci D de prim paralel cu C ce prim înseamnă că figura D de prim C prim C e dreptunghi, D de prim C prim C dreptunghi rezultă atunci cum DC-ul știu că este deja 20, acolat de cele două, reiese că și D prim C prim egal tot cu 20. Și atunci reiese că A de prim A de prim plus C prim B egal cu diferența 48, da? Avem că ABCD, ABCD trapez isoscel rezultă atunci că AD e cât CB congruent cu CB sinus de ABC. Așa. Egal cu 5 pe asta mă conduce la ideea că și A de prim, nu? Asta vreau să spun, A de prim egal cu C prim B și egal cu 48 împărțit la 2 și egal cu 24. În triunghiul. În triunghiul C ce prim B, C ce prim B, sinus de unghiul B, egal ca teta opusă, zi ea. C ce prim. Da, C ce prim supra CB. B și C. Unghiul C ce prim B. Da, sin de unghiul B. Cu, așa, B, sin de B e dat în problemă. 5 pe 13. Da, da, nu știi nici C ce prim și CB. Să vedem. 5 pe 13, schimb relația asta. Da, egal cu C ce prim pe CB. C ce prim pe CB. BC. Adică ar fi echivalent. Cu de 5 ori BC. Da, de 5 ori BC. Egal cu 13 ori C ce prim. C ce prim, o primă relație. Adică BC egal cu 13 ori C ce prim pe 5. Corect. BC de aici. BC egal cu 13 C ce prim pe 5. 5. Într-un unghiul C ce prim B avem dreptunghic. Da. Și pe teorema lui Pitagora. Da. O să avem și BC și C ce prim. Și intră și C prim B care e cunoscut. Da. Atunci ne ducem foarte repede. De zicem. Triunghiul CC. CC prim B. CC prim pătrat. CC prim pătrat. Asta vrei să scrii tu. Da. Bine. Eu zic CC prim pătrat. Adică o cateta la pătrat egal cu CB. CB la pătrat. Pătrat, da. Plus minus. Minus C prim B pătrat. Minus C prim B la pătrat. Minus C prim B, că e zis catete. Da. Dacă se ia ipotenuza, ne adunăm aici, da? C prim B la pătrat, echivalent cu C prim C prim la pătrat, egal cu CB pătrat, adică
13 prim pe 5, totul la, la pătrat. 24 la pătrat. La pătrat, da? Da. Minus? Minus. 24 la pătrat. 24 la pătrat. Echivalentul. Deci, în cece prim pătrat, fim din nou, cece prim totul la pătrat este egal cu 169 cece prim pătrat supra 25 minus 576. Echivalent, cu aducem la aceeași numitor. Amplificăm prima cu 5. Cu 25. Deci 25 cece prim pătrat egal cu 169 cc prim pătrat minus 576. Da? Ori 25. Ori 25. Da, ori 25. Și duce pe asta dincolo, în stânga-dreapta, și vine 576 ori 25 este egal cu 169 cc prim pătrat minus 25 cc prim pătrat. Echivalentul. 169 minus 25 face 100 cât? 44, da? Da? Deci 144 cc prim pătrat egal cu 576 ori 25. Când ne scoatem cc prim pătrat egal cu 576 ori 576 ori 25 supra 144. De unde numai ce prim simplu? Radical. Deci ce ce prim va fi egal cu radical din toată chestia aia? Radical din 576 da. Și face egal 576 face 24. 4 ori 5 supra 12. 24 cu 12 simplificăm. Face 2. 2 ori 5, 10. Ce ce prim, ne da 10. Da. Și dacă... Acum, eu AD prim de F din teorema lui Pitagora, îl aflăm pe AD și pe BC. AD... E prim de... Da. Îl aflăm pe AD și... Ca să facem perimetru, da. Deci în triunghiul CC, tot în CC prin B merge Miruna. Da? Deci în triunghiul CC prin B, știu că asta toată este de 10, CC prim. Nu? Cam aflat-o. Da. Și atunci zicem CB, BC pătrat. Egal cu 10 la pătrat plus 24 la pătrat. 10 la a doua plus 24 la a doua. Și este egal cu 100 plus 576. De unde BC simplu va fi egal cu 676, da? Da. Și radical din 676. 676. Da. Și nu știu dacă 676 nu e pătrat perfect. Nu, e 26. 26? E pătrat perfect, da. Da, e pătrat perfect. 26, da. Egal cu 26. Bun. Asta e 26. 26. Scrie marea lui A, B, C, D egal cu baza mare 68 plus 20 ori 10 totul supra 2. Și egal cu 88. Da? 88. Da. Ori 5. 40, 5 ori 40, 44, 440 centimetri pătrați. Perimetrul lui ABCD, perimetrul ABCD este egal cu 26, e 2 ori 26, 2 ori 26, plus 20, plus 68, egal cu 52, plus 88. Face 0, 9 cu 5, 14, 140 cm. Deci asta e 8 și... 8 și 12. 8 și 12.
mică. Hai să facem și pe cea. 6 de la 463. Deci în ipoteză A, B, C, D. D dreptul. AC egal cu 20 cm. Cosinus de A, B, D egal cu 4 pe 5 a unghiului A, B, D. Da. Egal cu 4 pe 5 să se află area și perimetra. A dreptul. APD A B D. Deci cos de ABD aici? Da, da. Trebuie și diagonala aceea. Păi nu trebuie să mă duc pe asta, că doar mă o proba să văd dacă știu că e diagonala. Exact. Hai, lasă-mă. ABD, adică ăsta e. Cos de ăsta egal cu cine ai. Începe și lucrul. Demonstrație. Demonstrație. Am făcut iar. Te rog, da. Zic-o. Cos de A, B, D. Cos de un A. În triunghiul. În triunghiul. A, B, D. Avem A, D, B, de 20 cm. Da. Cosinusul, zicem. Cosinusul egal ca teta. Alăturată pe ipoteză. Adică A, B. A, B. Cos de unghiul, B. Hai să zicem că sunt B egal cu AB supra DB. Echivalent, poate spune cosinusul unghi e 4 pe 5. 4 pe 5 am ca egal cu AB, nu știm. AB. AB. 20. DB este ca și cum ar fi AC, da? Și dacă deci rezultă că AB este egal cu 4, 20, 80 pe 5 și egal cu 1, 6, 16. 16? Asta am deși de ce? Tabula, îl știu repede. Cât vine din 400, scază 324, parcă 16, 256. 256, nu? Deci din 400 minus 200. 12, da. Da? 12, da? Da. Și atunci, area va fi 12 ori 16, nu? Deci area lui A, B, C, D face 12 ori 16, face cât? 192. 192 cm. Perimetrul lui A, B, C, D egal cu? 56, 2 ori 12, de 2 ori 16. 2 pe lângă 12 plus 16. Face 30,
28, nu? 2. Da, ori 2, 56. Centimetri. Asta a fost tot. Să facem sinteza, domnul profesor, ca să garăm. Da, sinteza. Corect. Am făcut așa. Funcții trigonometrice. Funcții trigonometrice. Dreptunghi, trapez, rom. Da, dreptunghi. Trapez. Trapez. Rom. Rom. Teorema lui Pitagora, teorema înălțimii. Da, da. Teorema lui Pitagora. Pitagora. Teorema înălțimii. Înălțimii. Teorema catetei. Catetei. Cam asta. Cam asta a fost, nu? Care le-am avut. De fapt, în ziua am făcut dreptunghi, trapez, rom, proprietății toate le-am avut în vedere ca să putem face problema. Corect. Și funcții trigonometrice am plus și toate teoremele care le-am învățat. Da, da. Tot este aici adunat în perioada asta din metric. La revedere, dragilor. La revedere. Nu uitați de like și share. Ne vedem luni.